Salut tuturor, eu sunt Stringer și bine am regăsit la un nou episod de pe acest canal. De data asta mă aflu din nou pe play.gta5rpg.ro. Dacă vreți să vă apucați aici, recomand cod de afiliere STR și haideți să vă arăt și cum băgați acest cod de afiliere. Intrăm pe telefon, pe tasta, pe butonul ăla de dat în sus, de sub bine să home page up. Merem la UCP, după care așteptăm să se încarce. Așa, foarte bine. Dăm la recompense și scriem codul STR. Ați dat enter, primiți 15 zile de VIP silver și aici aveți și restul de beneficii pe care le primiți băgând codul referal STR. Recomand cu credere și sinceritate. Bun, în acest episod vreau să vă zic despre joburile de pe server, pentru că am stat zilele astea, am făcut și eu niște calcule ce și cum și am constatat până la urmă și care sunt cele mai bune joburi și cele mai slabe și așa mai departe. Bun, deci în mare parte vreau să vă zic de la început că joburile sunt cam la fel. Dar totuși există o mică diferență acolo. 100-200 de dolari, da, există. Deci oricum la orice job la care, pe care o să-l faceți, se câștigă, nu-i problemă de asta. Dacă îți place să te plimbi cu camionul, clar, te faci tracker. Eu la skill 5 cu VIP Diamond câștig la cea mai lungă cursă undeva la 1.7k în vreo 7 minute dacă ai noroc să nu te tamponezi și așa mai departe, să te oprească miliția, mai pierzi acolo un minut, jumătate de minut și tot așa. Minerul, deci la miner, dacă ai noroc să-ți pice diamante, te-ai scos. Pentru că un diamant la Bob e undeva la 200 de dolari fără nimica. Hai că m-am dus și eu cum trebuie. Fix părut aia care trebuie am luat-o. Așa. Și dacă aveți în schimb VIP și așa mai departe. VIP Gold parcă îți dă o țăr mai mult și la VIP Diamond îți dă ca lumea. Dacă ai noroc să-ți pice multe golduri, diamante și așa mai departe, fier, le poți vinde. Aici la miner, eu am făcut undeva o probă, în 7 minute am făcut undeva la 1.6k. Doar că mi-a dat foarte mult stone și coal. Asta depinde de norocul fiecăruia, dacă îți mai pică, de exemplu, naștea într-o tură, de exemplu, de 7 minute, o să vă și arăt cum e jobul. Nu știu dacă l-am făcut pe clip, cred că l-am făcut pe un clip pe care nu l-am postat, ca să fiu și eu cât de cât în actualitate, cu ce se întâmplă pe server. Merem aici, pac. Da, deci poate să fie câștigul și mai mare. De exemplu, dacă ai noroc să-ți pice 3 diamante, poate faci și 2, ceva ca. Deci se câștigă bine, nu am ce să comentez. Deci chiar e super ok. Eu cel puțin la VIP Diamond, iară, bineînțeles, câștig atâta. Voi puteți să vă... Adică tot se câștigă bine și fără avea VIP Diamond și așa mai departe. Bun, ce trebuie să facem la miner? Am dat la ciumetul ăla E, merem în checkpoint și așteptăm. Aici îți mai fac cunoștințe, mai vorbești, mai un alta. Apropo, când îți pe aici, dacă vrei să-mi vinteți mie minereurile la preț de Bob, vi le cumpăr cu cel mai mare drag. Fac eu colecție strâng să fie blană bombă. Sunt acolo, psam, gârlă. Farmerul iară nu-i rău. Acolo ce mi se pare mie o țări mai nașpa e jobul cum este făcut. Chit că am helper și așa, mențin părerea și zic sincer și direct pe față, mi se pare boring să te plimbi 2 minute cu tractorul, după care trebuie să mergi la checkpoint-ul pe care ți-l pune pe hartă și ți-l vinzi. Eu maxim la skill 1 la farmer am primit undeva la 700 de dolari. N-am calculat câte minute vine, dar aproximez eu 2 minute când te plimbi cu tractorul, plus ce te mai făți cu mașina și așa mai departe, dacă ai o mașină rapidă. Poate scoți ceva mai rapid. Undeva la 3 minute jumate am făcut eu cu R7-le. Pe acolo aproximez eu că ajunge timpul la jobul farmer. Scuba driver sau ceva de genul ăsta la scuba. Acolo trebuie să... înoți sub apă să iei gunoaiele, ca și cum ar fi, ai șanse foarte mică să-ți pice un pistol, în rest am văzut că ce mi-a dat, ăsta nu diamond, fier,
ce naiba? Și telefon stricat, lucruri din astea și le vinzi la NPC-ul de la NPC-ul ăla de acolo, nu știu cum se numește, habar n-am, nu i-am menținut numele, că oricum nu face nimeni scuba diver sau drive diver, cred că așa. Pe server nici genuri n-am avut legat de scuba diver. Deci mie unul personal nu-mi place, dar cred că se câștigă bine, habar n-am la scuba diver. Am mai făcut ceva grave digger. Șanse cu morții să găsești aur, diamante pe la ei. Iar se câștigă ok. Ce mai avem în jobs? Să văd. Curierul nu am făcut, distribuitor n-am făcut, dar nu cred că se câștigă rău nici la ele. La botanist, dacă vrei să faci droguri și după să le vinzi. Scuba diver, așa, garbage man. Bă, nici am înțeles eu, trebuie să te plimbi cu vreo 20 de minute și câștigul... nu, e destul de mititel. N-am făcut personal, încă nu știu cum e să faci garbage-ul. Dar, în principal, vă zic care joburile de bază la care câștigi. Miner, tracker și farmer. Depinde ce îți place să faci. Mie, de exemplu, ce mai mult îmi place la miner. Mai faci o caterincă, mai dai de niște nap pe românește, mai una alta, îți mai faci prietenii. Bă, parcă e altceva. Faci ore jucate, la tracker, în schimb, dacă merg cu autopilotul, nu o să primești numărul maxim de ore jucate. Din ce am văzut eu, din ce am testat eu la mine, unii zic că nu primești deloc, alții zic că primesc. Eu zic că primești undeva la jumate. Deci așa, fiecare trage o concluzie din chestia asta, mai pe românește. Cât am? 5 gol. Nici nu știu dacă mi-a picat până acum vreun diamant de când filmez eu acest episod, dar nu cred. Adică nu știu, că n-am fost atent. 8 goal. Da, depinde de norocul pe care l-ai la job. Mie ok să fac minerul, mai pun alte ori, mai pun ceva muzică, pe al doilea monitor mai pun ăsta, cum îi zice. Mai pun un videoclip pe YouTube, mai un alta, mă mai uit, mai vorbesc, mai ăsta... Și faza e că nu-ți dai seama cum trece timpul. Și de-aia am rămas să fac nivel ăsta miner. Am undeva la 1300 de ture aproape. Pentru skill 5 ai nevoie de 800. 5 skill-i maximum. Hai mă, suie-te. M-am înțeles la alții că dacă ții fagiu sau ceva motoretă, motoscârs de la, poți ăsta, faci ceva mai rapid. Personal, din nou, n-am încercat. Fac destul de ok și așa mergând pe jos. Bă, dacă măcar stau pe calculator, măcar în joc mă să fac mișcare, nu? Mi se pare corect. Și apropo, de când am mai făcut eu acest lucru, hashtag o gură de cafă. Știți cum am simțit acum? Cum bea Steve ăla de Minecraft. Poțiune. Ceva de genul ăsta când am but, dar așa mi s-a părut mie că s-a auzit, dar asta e partea a doua. Poți să mai faci, că am zis că cu clanul o să fac un alt episod. De job-uri, mare parte am discutat cam tot ce am avut de zis. V-am zis, concluzie. Tracker, miner, farmer. Astea mi se pare mie cel mai ok din punctul meu de vedere. Acum, dacă... voi faceți alte joburi și așa, vă aștept să ziceți în secțiunea de comentarii. Puteți să lăsați comentarii, că nu mă supăr, că mă dă algoritmul de la YouTube așa frumos, poate mă mai dă la un recomandat de mai una alta, așa, să fie frumos. Vreau să vă spuneți și voi părerea voastră în secțiunea de comentarii. Vă sunt curios, vreau să ziceți ce job faceți voi sau joburi, că poate faceți mai multe, odată miner, odată tracker, mai fac și eu. Altă dată, de exemplu, dacă merg, mănânc sau n-am, mă doare curul de la stat pe scaun sau, eu știu, merg până la magazin, mai îmi las autopilotul pe tracker, mai una alta, dar nu cred că face ore. Din moment, ar trebui să se considere autoclicker. Nu știu, dar chestia asta mă depășește. Dar nu cred. Bă, nu știu, eu sunt, nu știu de un singur lucru pe server. Dacă s-o primim până acum ceva, dacă s-a dat un ban. Știu că s-a dat un mut, parcă, dar până acum ban nu știu. Ia, vezi ceva helper online, helpers. Vezi eu și Ani. Super, tank blindat. Am o dubazuca.
Bun, băieți și fete, cam acesta a fost episodul pentru ziua de astăzi. Eu am fost Ringer, vă pup, ne auzim data viitoare cu un nou episod. Nu uitați să băgați codul de referală STR acolo ca să fie blană bombă. Ne auzim data viitoare cu un nou episod. Ciao les! Hashtag o gură de cafea.